stă aici. Și mi-aduc aminte pe toți. Ia să mă uit, mă sui un pic pe ulița Remezău, ia să mă uit, mă urc un pic, mă duc pe centru, ia să mă duc pe Valea Câmpului. Și mi-aduc aminte pe toți și trec frumos și las acolo la pomeniți. Și sunt ferm convins că le ajută și se bucură. Deci asta este slujba pentru cel adormit. În a 40-a zi, sufletul vine din nou în fața Domnului Hristos. Este adus de înger. Dacă cei din urmă, de pe pământ, fac dovada unei evlavii și credințe, el poate avea șansa. Părintele Cleopa spunea că mila lui Dumnezeu e ca o balanță. Dacă balanța este perfect egală, Dumnezeu poate înclina spre bine din bunătate, pentru că el e bunătate. Dacă balanța este foarte puțin înclinată spre bine, Dumnezeu o dă la bine. Nu contează, e un bine în plus, oricum e mai mult. Dar uneori și când e un pic mai, când e un pic înclinată chiar spre rău, dacă Dumnezeu vede bunătatea celor de pe pământ care au avut grijă să aprindă o lumânare, să zic un Doamne miluiește-l, să întindă o pâine de pomană la un sărac. Și acolo, și o găsim această mărturie, întâi la Baruch, am frânt pâine și vin pe mormintele părinților noștri, o găsim în Faptele Apostolilor, dar o găsim unde o găsim? O găsim la Iov, care în fiecare zi aducea un bou de jertfă la Sfințitul Soarelui lui Dumnezeu și îl ardea ardere de tot, ca nu cumva copiii lui să fi greșit măcar cu gândul. Deși erau niște dezmățați. 7 copii a avut, 7 ani a stat pe groapa din noroi, de moloz, din cauza lor, până ce Dumnezeu l-a izbăvit și l-a curățit de lepra păcatelor copiilor. Pentru că Iov se ruga, dar copiii erau nepăsători. Diavolul de puterea și de trupul lui, de sufletul lui, n-a putut să atingi. Eu zic, de trup te atingi și dai boală, dar de suflet n-ai voie, chis când te iei dumnezească. Și de aceea spun, noțiunea de suflet noi nu o tratăm ca o glumă. Noțiunea de suflet rămâne noțiunea de suflet. Am cunoscut tot aici în Iași două bătrâni extraordinare. Aș putea să amintesc de bunica Ortanța și moș Vasile de la Valea Lupului. Doi oameni extraordinari care au murit ca doi sfinți. După aceea, o bunică Ortanța de aici, de la Golea, și o bunică Romica, le chema pe amândouă, veneau tot timpul la mine și una din ele avea rugăciunea minții. O venit la spovedit și eu, cum îți babili bătrâni, își vorbesc încet, mă plictiseam, n-aveam răbdare. Dar am zis, las că citesc o catismă din Psaltirii, cât spune acolo, cât și putea să spună. Făcuse 50 de ani prescuri la biserica Golea, oricum era o femeie plăcută lui Dumnezeu și evlavioasă. De la vârsta de 45 de ani până la 92 de ani când a murit, ea a trăit cu soțul în curățenie. Adică ca doi frați, n-au avut păcate trupești, au făcut copii, le-au crescut mari și s-au oprit din prostiile astea trupești. Și eu cum stăteam acolo și buchisam foile la psaltirii, făceam cantitativ psalmi, acolo să am la pravele, iar ridic așa capul de sub epitrafier și îmi spune, cred că nu sunteți atent la spovedania mea, că nu mai încântă Îngerul Sfinte Dumnezeu în urechea dreaptă. Zic, dar sunt atent. Da, l-aud din nou. Și am stat atent că o băgați faima mine, nu știam pe cine am în față, de ce e capabil. Și atunci mi-am dat seama ce oameni mari există într-o simplitate enormă, într-o nu sunt cuvinte, iar cealaltă Ortanța a venit într-o marți de dimineață, eu făceam slujba de la 6, că eu aveam muncă pe ogor. Și când a venit primul autobuz la ora 7 dimineața, o văd în biserică, dar ce faci? N-am venit cu o treabă la mata. Zic, ce treabă? Las că-ți spun, mata termină treaba că avem de vorbit. Părinte, eu s-ar putea să plec. Zic, hai mă, lasă-mă în pace, la 85 și 6 de ani, ți-ai mă, ta pleci. Plec, părinte, eu știu ce-ți spun. Și atunci mi-a spus, 35 de ani n-a lipsit niciodată la mitropolie, de la vecernie și paraclis. N-a lipsit niciodată de la Sfânta Liturghie, când s-a deschis Golea, s-a mutat la Golea, chiar era aproape de blocul ei, când era Golea mănăstire, este și acum, dar la vremea când trăia ea. Și psaltirea buchisită tot timpul acasă. Și mi-a dat la vremea, era bani mari în 98, 97, 99, erau bani mari. 3,5 milioane mi-a dat și a spus așa, dacă mor să nu mă uitați. Și am zis, las bunica că nu mori, mai ai de trăit.
Ea a fost la mine marți, s-a împărtășit și joi a murit. Deci atât de conștienți erau bătrânii ăștia, atât erau de plăcuți lui Dumnezeu. Ăștia sunt oameni care știu să ia moartea ca pe o surpriză. Adică ei nu trăiesc drama morții ca pe o teamă. Sfântul Petru, de pildă, mergea cu Dumnezeu pe pământ. Când lumea era bună și curată, Dumnezeu mergea pe pământ cu oameni fără probleme. Și înnota, din când în când, Dumnezeu la câte o casă, să vadă omul ce gândește. Și spune că Dumnezeu vede o mămuță cu 5 copii foarte bolnavă în pat. Petru, cum era, el a scos o bombonică, un pesmetic, avea pe buzunar, o dat la copii, ea s-o juca cu ei, o mângâiat că dacă el fusese însurat și familist, avea înclinațiile astea mai parentale, așa, mai mămești. Și Domnul la plecare spune, Petre, cheamă îngerul să ia sufletul femeii ăștia să-l ducă la cer. Petru s-a negrit tot. Dumnezeu nu a scos o vorbă, l-a lăsat Petru, nu a îndrăznit să cârtească să spună ceva. Și îl întreabă Dumnezeu, Petre, te văd supărat. Da. Drept te-am știut. Aspru te-am știut. Dar nemilos niciodată. De ce spui asta, Petre? Păi zice, copiii ăștia n-au nicio mânghiere, dar aveau mama asta bolnavă, măcar stăteau în jurul patului și se bucurau de ea. Da, serios? Deci am greșit, da? Uite, Petre, îți dau o șansă. Du-te și povestește drama asta la care am făcut-o eu aici pe pământ, la toată lumea de pe pământ. Și vreau să vii la mine cu persoana care vrea să plece în locul ei la cer, și sufletul ei se-l aducă înapoi în trup și o fac și sănătoasă și o las cu copiii ei să-i crească. Și i-a spus Dumnezeu, din clipa asta plec, tu rămâi, rezolv problema. Când ai rezolvat-o, mă cauți. Trece un an, nu dă Petru niciun semn. Trece doi, nu dă niciun semn. Trece trei, nu dă niciun semn. Dumnezeu a crezut că uita Sfântul Petru și îl cheamă la el. Petre, dar noi n-am avut o vorbă? Mi-ai adus un suflet în loc pentru mama copilașului, te gândești de câte vreme copiii poate stau flămânzi și nemângâiați? Doamne, asta e prea de tot. Adică tu îl iei mama de lângă ei, da? Și mă tragi pe mine la răspundere că copiii stau flămânzi și nemângâiați. E corect așa, Doamne? Da, Petre, e corect. Nu te-ai angajat tu că ce am făcut eu e greșit? Nu ți-am spus că îți dau șansa să repari o greșeală a mea ca Dumnezeu? Spune-mi de ce n-ai reparat-o. Doamne, nu pot să spun, că dacă îți spun, sigur te pot supăra pe toată lumea și o ștergi într-o clipă. Nu, Petre, nu șterg pe nimeni. Eu vreau să înțelegi tu lucrările mele, nu ce gândește lumea. Păi m-am dus, Doamne, în spital și când le-am spus la toți, uitați-vă ce a făcut Dumnezeu, a luat o mamă la 5 copii și am un semn că dacă aș duce un suflet care să plece la rai și să-l mântuiască, trimite sufletul mamei înapoi la copii, dar eu n-aș pleca că mai am așa, eu așa. Și pe unde a mers a găsit numai justificări, s-a dus prin terapie intensivă, s-a dus prin reanimare, s-a dus pe la oameni suferinți la pat, s-au dus la oameni care de-abia se mișcau, care aproape își dădeau Duhul. Nimeni nu vrea să moară să meargă în Împărăția lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu zâmbește așa și-l bate cald pe umăr pe Petru și îi spune, vezi, Petre? Ăsta este și motivul pentru care eu nu înțeleg ce vrea lumea asta de la mine. Dacă le dau de toate, mă hulesc și fac păcate. Dacă le am grijă să nu le lipsească nimic, uite că le-am trimis, eu le spari că totul îi se cuvine. Dacă îi persecut sau un pic îi pun la punct sau îi încerc și le dau ispite, tot Dumnezeu e rău. Toți vor să vin la mine, toți mă iubesc, toți mă roagă, toți mă strigă, toți îmi cer, toți mă îndeamnă. Dar niciunul nu vrea împărăția. Stă ușa aia deschisă acolo și scârți, o bate vântul tot timpul, nu intră nimeni pe ea. Cum îți explici, Petre, ce fel de credință e asta dacă ea n-are fapte? Toți îl vor pe Dumnezeu, dar nimeni nu dorește de el. Deci, vedeți? Asta este drumul sufletului. Deci, dacă ai plecat cu dor de Dumnezeu, în rai ajungi cu dor de Dumnezeu. Dacă ai plecat fără dor de Dumnezeu, rămâi fără dor de Dumnezeu.